Bine, oameni buni, bine v-am găsit aici la un nou episod din GTA 5 Online cu prietenul meu Costache, biciclistul, cum s-ar spune. E bine, băieți, pentru început, nu uitați acolo de multe, multe like-uri, așa că hai să începem, băieți, că nu prea avem timp de stat astăzi. Băgăm o mie pe câștigător și astăzi, Costache, avem o cursă cu biciclențurile, mă înțelegi? Am căutat așa o cursă cu de-astea cu motorete, băieți, că nu mai băgasem de mult, să zic, o cursă de motorete de-astea, Costache, și știu că ție îți plac motoretele foarte mult, așa e? Așa e, Costache. Ia uite-l pe al meu cum stă cu o mână. Auzi. Ia uite-l, Costache, cum mergi. Mergi. Mergi bine. Noi să fim sănătoși, Costachis. Aoleo, tataie, mă doare ochiul stâng, bro. Mă doare. Bă, dar de ce nu e coliziune? Bă, asta e discriminare pe față. Bă, îmi lăcrimează ochiul stâng, Costache. Nene, Costache. Ia vezi, mă, că eu au curba așa din aer, bro. Da. Ia uite. Aha. Gata-mă, frate, începe parcurișca, bro. A, te oprește automat. Eu pusei și ca prostul frâna, te oprește automat. Mamă, cu Stocky, ce e, bro, pe aici? Ce pe ce, bro, urcăm pe clădirea Tutankamonică? Tutankamonică, bă, dar ce tare sună cuvântul ăsta, Tutankamonic. Zi tu, bro. Costache, când auzi cuvântul ăsta, la ce te gândești? La Tutankamonica. What? Ce făcuși, mă? Bă, de ce te duci, mă, așa tare, că mă iau după tine, urâtule? Unde o luăm, pe dreapta? Take me to the moon. Mă știi pe aia, Costache, cu Take Me to the Moon? A făcut acum Mr. Beast-o de aia cu trimite nu știu ce pe lună, știi? Pentru $10, îți dai seama? O trimise bunică ta pe lună pentru $10, o poză. Ce ar fi, mă, Costache, că nu știu dacă chiar e adevărată chestia asta cu trimisul pe lună? Gen, gândește-te ca peste, nu știu, 50 de ani să zicem, când o să mai avanseze tehnologia, poate o să putem să trăim pe lună, da? Nu noi, că, na, ai prins ideea? Se duc că cineva să găsească acolo poză cu bunica de pe lună. Sau un mesaj de la. Știi ce zic? Zic-o că n-ar fi fain. Bă, dar cum a făcut și pe asta tu? A, n-o făcut și nici tu, a? Spune într-o că ai murit. Fuck, man. Cum a făcut și, mă? Cum a făcut și? Cu talent și grijă. Dar de unde te uita și genul ăla? Chiar vrei să-și lega de lor și de astea s-a propus ca în 2040 să se înceapă un fel de proiect pentru colonizarea planetei Marte. Lasă-mă, mă refer la lună, bro. Luna nu se poate, e prea mică. Lasă-mă că e prea mare, vrei să zici. Stai așa un pic, că mie cam greu să o fac pe asta, nu știu cum o făcut și tu. De unde te uitași la motoretă, din față sau? Trebuie să mergi cu grijă. Bă, Costache, eu înțeleg că încerc și cu grijă, dar... O, dacă mai stau mult pe aceea, transpir și după aia o să miros ca o nevăstâică lăsată la cuptorul cu microunde de 2 săptămâni. Bă, eu nu pot, mă, să o fac. Ba da, am văzut. Nu ți-am spus că mi-am mâncat câteva găini la țară? Poftim? Ok. E, poftim. La țară, mă, mi-a mâncat vreo 5-6 rațe. Și știi cum a prins-o? O pisică a prins-o. Dar știi că, gen, dacă nevăstuica îți mușcă vaca, știi cum îi se umflă ugerul, cică? Și știi cum o scap de umflătură? Doar cu pile de altă nevăstuică. Nu știai? Ciudat și foarte interesant în același timp. Da, dar foarte periculos. Mi se pare, nu știu sigur, dacă te mușcă pe tine. Dar știi cum am descoperit-o? Nevăstuica să mușcă vaca, trebuie să omori nevăstuica. Nu neapărat, poate mai ai tu de rezervă pe acasă. Dar știi cum am descoperit-o? Aveam într-o magazie, intrasem eu într-o magazie unde bunicii mei mai țineau haine și de-astea, știi? Jucări și așa mai departe. Și am văzut acolo un cap de șobolan, dar nu era șobolan, că avea cap, gen, se uita la mine. Și mi-era frică, gândește-l să ieși afară după aia când eram la țară, știi? Și la câteva zile a zis bunică-mă că nu, mă, că e un șobolan. Și am zis că șobolan ca ăla n-am văzut în viața mea. Și la câteva zile au văzut și bunicul meu și a zis că nu știe ce e. Și după aia a venit un vecin și a zis că e nevăstuică și a zis să aibă grijă. Că dacă mușcă vaca, atunci avea vaca, acum nu mai avea chiar două. Și zice că dacă mușcă vaca se întâmpla. Cum mușcă nevăstuică moartă vaca. A? Vrei seama cum mușcă nevăstuică moartă vaca. Păi da, nu știu cum, e mică, mă, o nevăstuică, gen un pic mai mare decât un șobolan. E așa, Costache, ca tine de mare, de mică. Ca hâțul tău. Dar e periculos, adică, nu știu, oare mor dacă te mușcă? Pe tine așa ca om? Gen, ca om, ca... Or, e o rabie, ceva de genul. A, gen, un fel de turbare. Turbezi, da. Nu? Da, bă, știi că îmi povestea tot așa bunicul meu că la ei însă a fost un om care a turbat și a trebuit să-l închidă într-o cameră. Îi dădeau mâncare cu... Vorba aia, cu porția, știi? Adică... Da, veneau pe rând. Noi râdem, dar nu prea e de râs chestia asta cu turbarea, știi? Adică zici că în zilele noastre nu prea mai turbează nimeni, dar chiar e periculos. Mai ales, știi cum era înainte cu... Asta, bagi rapid, a, și gen... A, de-aia gen când îți faci... când te mușcă un câine vagabond și așa mai departe, nu? Da, te duci la doctor. Nu știu, la doctor, da. Dar, exemplu, unul care stă la țară și nu știe?
Poate să turbeze, nu? Poate, da. Poate mai să și într-un sat de la gen... Uitat de lume? Da, de zici că e cu 200 de ani trecut. Da, dar nu, asta chiar ar fi urcă. Gândește-te că dacă se întâmplă chestia asta, turbarea oarecum poate să și evolueze cumva, știi? Că, na, gen să afecteze mai multe chestii și tu te întâlnești... Te întâlnești cu alți oameni, le dai și lor, săracii de ei. Bro, tu cum ne-ai ajuns să se în față, Costache? Nu spune că îmi dai DNF azi, că nu te cred. Nu te cred, bro. Nu te cred, mă, Costache. Cu concentrarea de duminică. De duminică, bro. De duminică seara, așa. Bă, să știi că azi chiar e duminică, la modul ăla. Da. Mă, Costache, azi chiar este duminică. Cum a făcut și mă pasta cu astea galbene? La ce checkpoint ești? Trebuie să iei ușor. Eu sunt la 23. Ce checkpoint ești? La 26. Trebuie să iei ușor. Și nu știu, gen, să nu te oprești deloc. Hai, ca să nu te oprești, bă, mincinosule. Așa, nu mă oprești. Nu te oprești, trebuie să o faci așa la mișto tu. Un pic. De dimineață. Costachis. A murit la final. Imposibil. Imposibil, bro. Imposibil, bro. Parcă să zic eu, Costache. Bă, Costache, a trecut Crăciunul, parcă acum mi-e dor de ăstea, de zăpadă. De, bine, n-a nici de Crăciun, dar prin stezea. Nu știu ce zăpadă am avut noi, dar bine. Ca idee, na, asociez Crăciunul. Am avut o zăpadă de Crăciun de, cred că, acum 4-5 ani. Da, 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 da. La țară era frumos la mine, știi că ningea foarte mult. Și gen, bunicii mei au casă la stradă și toate mașinile care dădeau zăpadă o băgau la ei în șanț. Și era foarte rău, că îmi făceam un iglo din asta, știi? Dar n-am mai nins de mult, bro. De mult. De mult, da. Așa mult, să zic, știi? Cel puțin la noi pe la țară, nu știu unde stai, nu știu unde e, să zic așa, țara ta, gen bunicii tăi. Dar, ca idee, unde stai tu la țară? Gen, la câți kilometri de oraș? Vreo 40 km. A, eu la vreo 50 ceva, 60. Take me to the moon. Ce-am făcut, mă, mânca mea luna. De pe cer să-mi o mănânci. Ce noroc am avut. Să știi că mă lupse căpăț. A bustat și un pic noroc, este? Take me to the moon. Nu știu de unde e melodia asta cu Take me to the moon, dar îmi place mie Costache să o cânt. Fac așa un backflip în aia, rup căpățâna, dar nu este problemă, bro. În viață, Costache, trebuie să iei checkpoint-ul, bro, nu mai contează cum. Bă, are frâne motoreta asta, stai cu minte, Costache, mi-au și-o permis de motoreta acum, mă să plimb gagicile. Bă, să știi că, cred că ar fi, dar cum nu-mi plac motoretele. Nu prea ai loc să le cari, dacă te-ai de-aia micuță, poate... Ba, da, cred că la aia la 16 ani, cred că e doar de un loc. No? Adică mă gândesc că are și motorul mic. Poftim? La ai mai mult scooter, mi se pare. Da, ceva e foarte slab, știi? 30 km, maxim. Cât? 30 km. N-are cum, mă. Da, și ce? Știe cineva că mergi cu 30? Îi faci tu acolo o schemă și mergi cu 50, Costi. Nu știi că se mai întâmplă de astea, Costachis. O schemă schematică, bro. Vezi că ai înțeles? Ai înțeles schema. Ce pana corbului ploa, bro? Ce pana... Yo, te bă, ce-i baba aceea cu albastru, cu galben, cu roșu? Cu alb. Ești departe de aici? Sunt la checkpoint-ul 35. Sunt la 28. Adică acum este mai lin. E mai lin, bro. E mai lin, spuse Costache. Cum pana mea urc? Nu știu, mă, Costache, cum urci, dar urci cumva. What? Băi, mă, ce schematic sunt, bro. Băi, e dată invizibil. Ua, bă, bune? Da. Doar că e calea asta mai îngustă și îți dai seama că îți urci pe atașa invizibil. Mă, Costachis. Dădui în Copăcescu. Acum? O iau pe stradă? What? Cum ajung? Aaaa. Pe clădiri. Da, văzui, bro, văzui, dar pe unde? A, pe aceea, pe astea așa care sunt, zici că sunt picate? Da. Aha, pe ruginiturile astea, cum s-ar spune. Mhm. Pe ruginirituri, bro, ruginirituri. Ruginirituri. Da. Dar unde ai să știu că a avut să-și noroc atunci? Unde erai? Eram gen, aia în care, nu știu, se... Era un drum de ăsta subțire, mai tine roșu. La aia albă? Galben, era apoi alb sau albastru și se făcea. Eu am făcut din prima, am făcut din prima pe aia. Eu era să pic la final de tot, înțelegi? Și nu știu cum am făcut, dar tot cum ieși. Acum cum iau checkpoint? Trebuie să urc pe scări? What? Mergi fix în față. Nu mai, trebuie să urc pe scări. A, da, acolo mergi, urci pe scări. E una care trebuie să urci pe scări. Take me to the moon. Ai niște săgețele acolo pe zi. Da, dar sunt chiar faine săgețele alea. Hop, bro, dă checkpoint. Nu pot să cred. E, păi eu fac o schemă, bro.
Da, mă, checkpoint-ul ăla nenorocit, bro. Nu mai stai o să așa. Ia vezi, mă, Costache, că mă pricep ce checkpoint ești. 35 sunt eu. 35 sunt eu. O, așa, acum cum o faci? Bă, cum moși la asta sus? A, asta e invizibilă, mă? Da. E una invizibilă și cu mijloc. Da, lol, dar se vede pe lateral că e invizibilă. Da, se vede. Credeam că trebuie să faci o schemă, să sari. Nu trebuie să faci scheme. Nu prea trebuie să faci. Eu te, bă, ce checkpoint ești tu? 41, bro? La 41 e Costachis. Ai 41 de ani, 3 zile, nu? Mamă, Costachi. Ajungi la 40 de ani sau nu ajungi? Pun picior, ia zi. Pun picior? Bă, niciodată nu mi-a plăcut vorba aia cu pun picior. Știi? Am 20 de ani, pun picior, cum s-ar spune, sau știi? Niciodată, bro. Nu îmi da, bro, DNF. Așteaptă-mă acolo. Ai, fii atent! Ajung la finish, lasă-mi dai DNF, dar lasă-mă să mai mă joc și eu. Lasă-mă să mai mă joc și eu, Costache. Fără mișto, dar lasă-mi dai DNF. Mă opresc fix lângă check, fix lângă finish. Fix lângă finish mă opresc. Uite, mă vezi? Nu te văd. Ai, ești aici jos? Uite, da. A, gen, trebuie să te întorci? Cumva. Da, gen, faci toată aseară, păi te întorci. Uite, mă vezi? Ia. Yeah. O salut, frate. Titit. Merg fix în față și iau finish-ul. Hai, brother, că nu cred că mai am nici omul, cât mai am? 5 checkpoint-uri, 4. Take me to the dar moon. Dar pe când vine așa, bun. Bă, Costache, sunt inteligent, bro, vino și tu pe aici, după mine. Ia mi-alunecă ca ciuciucu, bro. Alunecă ca uciucu. Nu ca aș fi rute să pic. O iau, brother, și ia uite, bă, că nu mai ține frâna de motor. Băi, Costache, pui de om. Bă, ar fi trebuit să fac și o poză de thumbnail, sincer. Da, bă, că nu o făcui. Muri. Bine, când mai ai două checkpoint-uri, mă bag. Bagă-te, bă. Ultimul nu faci rapid, că e doar gen cobor pe stradă și ajungi la finish. Doar cobor pe stradă, spuse Costache cu gura plină. Îl luași? No. În asta cu alb. No! Oh my god. Eu, bă, mur pe chestii de-astea galbene. Galbini. Mulțumesc, Costache, că ai fost un bun samaritan, bro. Haolă, tata, hai că nu iau, nu. Te las să-mi dai DNF ca să... Te las să-mi dai DNF? Da. Te las, bro, că așa e frumos, așa e frumos. O meritai și tu, Costache, ce să zic. Ia uite. Bau! Bau! Ia că mai fac o schemă pe aici, te uiți la mine? Ia vezi, bro, ce schematic sunt. Ia, Costache, ia fii atent aici. Ia, te uiți, da? Uh-huh. Mai am timp? Nu mai am... Bă, dar nu mai țin mai departe cam asta o să fie episodul. Sper că v-a plăcut, nu uitați acolo de multe like-uri. Eu am fost mult de mișoare, sigur, ne vrem, dar toată treaba, pupa, pa, Doamne ajută! La revedere!